Programul operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate a suferit câteva modificări, în sensul că se va extinde numărul beneficiarilor, întrucât limitele de venituri din pensii și indemnizații de șomaj eligibile pentru primirea ajutoarelor alimentare vor fi modificate de la 400 de lei pe lună la 450 de lei pe lună. În plus, se adaugă o nouă categorie de beneficiari pentru aceste ajutoare, respectiv persoanele fără venituri, dar și cei care nu au niciun fel de venit și care anii trecuți nu au fost trecuți în lege ca beneficiari. Pe de altă parte, hotărârea stabilește trecerea la baza de date oferită de autoritățile locale și renunțarea la distribuția pe bază de cupoane, precum și procedurile pentru lichidarea stocurilor de ajutoare alimentare înregistrate la finalizarea distribuției pe lista de cupoane și pe lista suplimentară. În momentul de față, derularea programului operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate se află în faza de licitații, timp în care autoritățile locale trebuie să-și completeze listele cu noi beneficiari. La Giurgiu, în prezent, numărul celor care beneficiază de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană este de circa 7500 de persoane, însă numărul ar putea crește considerabil după efectuarea anchetelor sociale și a întocmirii tabelelor cu noi beneficiari. Sunt și persoane care nu pot primi ajutoare alimentare gratuite, cum ar fi persoanele care satisfac stagiul militar și persoanele private de libertate.